Mandatul președintelui Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu s-a încheiat, așa că s-au organizat alegeri pentru o nouă conducere. Prin urmare, președinții consiliilor școlare din cele 14 licee din municipiu și județ s-au reunit la Centrul Cultural Ion Vina pentru a-și da votul noi structuri de conducere a Consiliului Județean. Eu am în spate un mandat, astăzi mi-l voi termina și se va alege noul birou executiv al Consiliului Județean al Elevilor. Ce alte funcții vor mai fi alese? Vor fi pe lângă președinte, vicepreședinte, secretar. Anul acesta avem 7 departamente care să ne ajute să știm mai bine situația din orașul Giurgiu, departamentul pentru învățământul gimnazial și teoretic, sau avocatul elevului, departamentul de sport și cultură și mult mai multe. Pentru funcțiile de președinte, cei doi vicepreședinți și secretar s-au înscris 7 candidați, însă au existat opțiuni și pentru departamentele din cadrul Consiliului Județean, cum ar fi cele responsabile cu PR-ul și comunicarea, sportul și programele de tineret, cultura și educația, avocatul elevului și altele. Pentru a-i susține în demersul lor, alături de elevi s-au aflat și reprezentanții inspectoratului școlar, precum și coordonatori și formatori din cadrul Consiliului Județean. Ei sunt vocile dumneavoastră. Ei vă vor transmite către celelalte structuri doleanțele dumneavoastră, propunerile dumneavoastră pe care le aveți pentru a îmbunătăți viața dumneavoastră de elevi. Mă uit la voi și îmi pare rău că ați crescut. Pe câțiva dintre voi vă cunosc foarte bine, dar în același timp mă bucur că văd elevi care vin în noul Consiliu Județean al Elevilor. Sper că o să avem o activitate la fel de bogată cum am avut și cu vechiul BEX, Birou Executiv, și cu departamentele aferente. Și să câștige de data aceasta, iarăși, ca și anul trecut, cel mai bun. De la ANA, Consiliul Județean Giurgiu al Elevilor a reușit să dărâme noi bariere și să-și depășească neajunsurile. Și sper ca și anul acesta să fim pe aceeași linie progresivă. Aveți o foarte mare responsabilitate, în primul rând, că sunteți aici. Cui se oferă mult, spune Sfânta Scriptură, îi se cere mult. De aceea eu vă rog, primul și în primul rând, să nu uitați că sunteți români și pe aceste meleaguri românii au fost, sunt și vor fi creștini ortodoxi. Fie ca cel mai bun să câștige astăzi. Spre deosebire de alți ani, de data aceasta, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor s-a înscris un singur candidat, un elev al Colegiului Național Ion Maiorescu, un tânăr cu ambiții mari și proiecte pe măsură. Din păcate sunt singurul candidat, aș fi vrut ceva competitivitate astăzi, doar că elevii din ziua de astăzi am văzut că nu sunt foarte interesați de Consiliu. Eu îmi doresc această funcție pentru că vreau să rezolv această problemă. Vreau să duc Consiliul pe culme înalte și vreau să-mi fac treaba așa cum și-au făcut-o și membrii anteriori. Consiliul Județean al Elevilor este structura care reprezintă interesele elevilor în relația cu Inspectoratul Școlar și cu Consiliul Național al Elevilor. Nu de puține ori, doleanțele liceenilor bucurându-se de succes.